Formații. Vorbim acum, doamnelor și domnilor, despre o tragedie petrecută în această dimineață în Eforie Sud. Doi soți de 87 de ani au fost loviți de un tren într-o zonă nesemnalizată. După toate probabilitățile, aceștia au încercat să traverseze calea ferată și nu au văzut trenul care se apropia. Mai multe echipaje ale ambulanței au sosit la fața locului. Din păcate, pentru femeie, medicii nu au mai putut face nimic. Bărbatul care a supraviețuit impactul este în stare gravă și a fost transportat cu un elicopter la spitalul din Constanța. Două persoane de aproximativ 87 de ani au fost surprinse și accidentate de un tren în localitatea Eforie Sud. S-au deplasat efective smurt, dar și saj, precum și un elicopter. La fața locului, colegii au găsit femeia decedată. Ar fi o zonă de câmp nesemnalizată, fără acces piezonal.